Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ, neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea Lui dăinuie în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate, căci el nu se clatină niciodată, pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de veștirele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămâne împlinite. Mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Ca Ta este împărăția, puterea și slava al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, îți mulțumim, Tată scump din cer, că ne-a ajutat și astăzi să venim să ne aplecăm genunchii în fața măreției Tale, în fața credincioșiei Tale, Doamne, care o ai pentru noi, Doamne, în fața puterii Tale, Doamne. Am venit să-ți mulțumim, Doamne, pentru Fiul Tău, pentru Iisus Hristos, care a fost răstignit pentru păcatele noastre, Doamne. Te rog, Doamne, Tatăl scump, să ne ierți, să ne ierți, Doamne, și să ne mulțumim pentru că ne mai îngădui, Doamne, așa un loc binecuvântat ca acesta, Doamne. Îți mulțumim pentru locul acesta, Doamne. Îți mulțumim pentru altarele, Doamne, pentru preoții din altarele bisericilor, Doamne, și pentru toți cei ce rostesc cuvântul Tău, Doamne, în lung și lat în țara asta și peste hotare, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru mica noastră adunare de aici, Doamne, și binecuvintează, Doamne. Te rog, Doamne, ca Tu să cobori în mijlocul nostru, Doamne, ca așa ai spus, unde sunt doi sau trei, Doamne, și Tu ești. Doamne, noi suntem aici și Te rugăm să vii în mijlocul nostru, Doamne, să cobori Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, peste noi, peste adunarea noastră, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul care se va rosti aici, Doamne. Îți mulțumim pentru cântările, pentru poeziile care se vor spune, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, pentru frații și surorile care sunt aici, Doamne. Îți mulțumim și Te rugăm să ai grijă și de Eilans, Doamne, care n-au venit până acum, Doamne, din diferite pricini. Binecuvintează toți frații noștri, binecuvintează pe toți cei ce rostesc și Te caută pe Tine, Doamne. Binecuvintează adunările din țară, din oraș și de peste hotară, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintești și pe cei ce sunt în suferință, Doamne, pe frații și surorile, Doamne, care sunt în suferință, să mergi Tu pe la ei și să Te atingi de ei, Doamne. Să Te atingi de ei, Doamne, și să-i miluiești cu bunătatea Ta, Doamne. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Încă o dată te rog să iei loc în mijlocul nostru, Doamne, să binecuvintezi adunarea noastră. Îți mulțumesc pentru copilașii din adunare, pentru bătrânii din adunare, Doamne. Te rog să binecuvintezi această adunare și să ne binecuvintezi pe toți. Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Amin.